Videoclipul de astăzi este despre subiectul care e deja de câteva săptămâni peste tot la știri și anume a zilele groazei. Sunt sigură că ați auzit cel puțin fragmente din ce s-a întâmplat, iar eu am încercat să adun toate informațiile disponibile momentan, așa că astăzi o să vorbim despre ce au pățit oamenii din a zilele astea, cine i-a chinuit, cine și-a bătut joc de ei și cine plătește pentru asta. Și înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like pentru că mă ajută mult. Ne ajută mult, nu? Mă găsiți și pe alte platforme aici. Am văzut că mă tot întrebați și de TikTok. Ăsta e contul meu de TikTok. Și că veni vorba de el, voiam să vă întreb ce tip de content ați vrea să vedeți acolo de la mine. Momentan postez chestiuțe așa mai mult de distracție, nu are TikTok-ul meu o direcție anume, dar dacă e ceva ce vi s-ar părea interesant să vedeți și acolo, spuneți-mi în comentarii. Și acestea fiind spuse, haideți să începem să discutăm despre zilele groazei. Totul a început pe 27 ianuarie 2023, când jurnaliștii de la Buletin de București și Centrul de Investigații Media au publicat o anchetă în care arătau ororile din mai multe centre care teoretic aveau ca scop îngrijirea bătrânilor sau oamenilor care suferă de diverse boli. Centre destinate familiilor în care rudele nu au posibilitatea sau, mă rog, timpul necesar să se ocupe de persoana bătrână sau bolnavă, așa cum ar trebui. Este vorba despre Casa Armonia din Afumați, Centrul Sfântul Gabriel cel Viteaz din Voluntari și Casa Cora. Asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz a fost înființată pe 24 noiembrie 2020 într-o garsonieră din Voluntari și numele Sfântul Gabriel cel Viteaz nu corespunde cu niciun sfânt al vreunei religii din ce am văzut, ceea ce nu are neapărat legătură cu cazul, doar că mie mi s-a părut ca un fel de metaforă pentru azil. Vrea să pară un loc bun unde oamenii primesc ajutor, dar de fapt e fake. În actul de înființare a asociației, un anumit Ștefan Godei era numit drept președinte. O să vorbim mai spre finalul videoclipului despre faptul că acest Ștefan Godei ar fi un apropiat de al Gabrielei Firea, dar nu vreau să intru foarte tare în politică momentan. Deocamdată vreau să știm că acest Ștefan Godei era responsabil de două dintre azile, Armonia și Sfântul Gabriel cel Viteaz. Cel de-al treilea, Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente, Casa Cora, se afla tot în orașul Voluntari, pe strada Camil Petrescu, și acesta era administrat de o femeie numită Cristina Maria Dumitra. Acum, nu știu dacă ați văzut filmarea cu doamna Dumitra, dar știți cum se întâmplă de obicei cu presa când e cineva acuzat de o crimă, se mai strigă spre el când încearcă să-l filmeze hoțule sau criminalule sau chestii de genul. Și de obicei, reacția celui acuzat e să țină capul în pământ și să fugă, să scape cât mai repede de valul de oameni care încearcă să-l filmeze. Ei bine, în situația asta, această doamnă Dumitra începe și țopăie. Nu știu ce relevanță are, dar o să menționez oricum că e aparent și însărcinată. Și da, e filmarea asta cu ea, în care îi se spune cum ai putut să-ți bagi joc de bătrânii ăia, hoațo și tot felul de lucruri de genul, iar ea țopăie și zice, eu sunt criminala, uite-mă! Iar o să o fac pe psihologul, deși nu am competență în domeniu, dar mie mi se pare fix o reacție lipsită de orice urmă de empatie, regret, remușcări. Dar, mă rog, bănuiesc că fiecare persoană reacționează diferit la stres. Doamna directoare, ia uitați, ia uitați, criminalul din 89, ia uitați, ia uitați, criminalul 21. În fine, pe 4 iulie 2023, procurorii de ICOT au pătruns în cele trei cămine despre care e vorba, efectuând percheziții și aducând la audieri 26 de suspecți. Conform acestora, un total de 98 de persoane deveniseră victime ale centrelor de îngrijire. Ce au descoperit acolo a fost mai mult decât șocant, niște tratamente inumane. Centrele astea de îngrijire semănau mai mult cu niște lagăre decât cu niște azile. Și odată ce au fost făcute publice informațiile astea, cele trei centre au căpătat denumirea de azilele groazei în presă, pentru că, într-adevăr, toți oamenii au fost șocați că niște persoane ar putea să trateze și să-și bată joc în halul ăsta de niște bieți bătrâni vulnerabili. Pentru mine, cel puțin, e un subiect destul de sensibil. Știu că v-am mai zis și în videoclipurile trecute că 2023 m-a distrus.
Una din chestiile care s-a întâmplat anul ăsta a fost că mi-am pierdut bunica în fața cancerului la plămâni. În familia mea am fost extrem de norocoși pentru că... Să-mi dea lacrimile într-un videoclip pe YouTube nu era pe lista mea pentru 2023. Dar ne adaptăm, I guess. Ok, mă scuzați, a trebuit să iau o pauză ca să-mi revin. Și asta e doar una dintre chestiile care s-au întâmplat anul ăsta. Ce voiam să zic e că am văzut câtă îngrijire necesită un bolnav. Și în familia mea am fost extrem de norocoși că au putut să se ocupe unchiul și mătușa mea de bunica și chiar au făcut o treabă extraordinară. Îmi amintesc că bunica nici nu mai accepta să o atingă altcineva în afară de mătușa mea. Dar nu știu, doar gândul că sunt familii care nu sunt atât de norocoase și nu are cine să se ocupe de bătrânii bolnavi sau de persoanele tinere care au o anumită boală și necesită îngrijire și îi trimiți într-un centru sau într-un azil unde ai impresia că dai niște bani și o să fie tratați exemplar. Și să afli că se întâmplă chestii de astea, nici nu vreau să mă mai gândesc la asta, că nu cred că o să fiu în stare să termin filmarea. Și nici nu vreau să generalizez, pentru că sunt sigură că sunt și centre în care lumea își face treaba și se ocupă într-adevăr ca niște profesioniști de oamenii bolnavi. Dar nu e cazul centrelor despre care vorbim astăzi. Dar haideți să vedem mai exact cum erau tratați și cum era viața bătrânilor și bolnavilor din centrele astea. Pentru că să zici că nu erau tratați corespunzător este nimic pe lângă starea în care au fost găsiți de medici. Deci, teoretic, cele trei centre găzduiau permanent bătrânii sau bolnavii sau persoanele cu dizabilități, ceea ce însemna că le asigură hrană, îi spală, îi plimbă, absolut tot. Din ce am găsit, dar nu sunt sigură dacă am găsit legislația la zi sau dacă s-au mai făcut niște modificări între timp, dar teoretic ar trebui să fie un infirmier la doi bolnavi sau, mă rog, două persoane cu dizabilități și în centrele astea era o persoană care făcea tot. Și ce e cel mai strigător la cer e că pentru îngrijirile astea, responsabilii de azile primeau și o tonă de bani, dar ajungem acolo imediat. Conform declarațiilor martorilor, oamenii nu primeau mâncare, erau ținuți în mizerie și în propriile fecale, erau bătuți, erau constant plini de sânge. Vă citesc ceva ce a zis un locatar din zonă. Veneau la gard în pielea goală, de vreo 2 ani, cred că erau bătuți. De câte ori treceam pe acolo, săracii bătrâni veneau la poartă și cerșeau. Spuneau, vreau și un ban, dă-mi și mie 2 lei, nu a ieșit un corn. Erau schimbați de scutece odată la 9 zile și când primeau un fel de lături pe post de mâncare, angajații se asigurau că erau și extrem de iuți și pline de condimente, deși majoritatea sufereau de anumite afecțiuni care îi impuneau un anumit regim alimentar. Un anchetator sub acoperire a povestit că adăugau, inclusiv în ciorba pe care o găteau bătrânilor, un borcan întreg de ardei iute tocat, ca să-i vadă mai târziu cum se chinuie la toaletă. Cei care nu se supuneau sau care se împotriveau tratamentelor erau bătuți, cel mai des am văzut cu țeava, dar cu diverse obiecte, cu ce se găsea la îndemână. Bătrânii se cățărau pe poartă sau pe gard ca să încerce să scape din iadul ăsta în care ajunseseră să trăiască zilnic. Cei care reușeau să scape erau căutați după de angajați și aduși cu forța înapoi și, bineînțeles, bătuți după ca pedeapsă că au încercat să fugă. Riscul ca o persoană să moară era foarte mare pentru că în cămin nu exista niciun medic sau asistentă sau habar n-am cineva cu studii medicale. Mă rog, asta să zicem că nu era chiar o catastrofă pentru că dacă erau într-adevăr oameni binevoitori, chemau imediat ambulanța și era în regulă. Nu știu exact cum e legea, n-am căutat dacă e obligatoriu să fie un medic prezent într-un centru de genul. O să caut și o să scriu pe ecran. Și chiar dacă erau tratați oribil și bolnavi sau bătrâni, asta nu-i oprea pe angajați să-i pună la treabă pe cei care erau cât de cât în putere. Mai mulți oameni au văzut în curte oamenii internați care săpau, cărau găleți sau roaba cu nisip și din cauza lipsei de supraveghere, mulți dintre oameni erau găsiți căzuți pe jos, loviți la cap, cu traumatisme destul de serioase, după o perioadă destul de îndelungată, pentru că nu-i verifica nimeni. În circumstanțele astea a decedat un pacient din centrul Sfântul Gabriel cel Viteaz, un bărbat de 35 de ani.
Bărbatul a căzut și s-a lovit la cap în urma unei crize epileptice și după a fost transportat la spitalul Floreasca, unde a fost declarat mort. Și, na, o persoană cu epilepsie o să aibă crize epileptice. E important să fie cineva lângă, tocmai ca să prevină accidente de genul. De asemenea, victimele erau sedate cu diazepam, un medicament din clasa benzodiazepinelor, aceeași clasă de medicamente cu Xanax, dacă nu mă înșel. În fine, oamenii erau sedați când incomodau personalul prea tare. Vă citesc ce a zis o fostă angajată de la unul dintre azile. Eu bănuiesc că atunci, după ce trecea efectul de la calmante, de la sedative, cred că aveau, nu știu, erau conștienți cât de cât și probabil că atunci încercau să facă lucrul ăsta. Nu puteau să fie, să stea, să-i urmărească pe toți. O singură angajată, vă dați seama, la atâtea persoane, nu putea să-i urmărească pe toți și na, mă gândesc în momentele alea, dacă ei nu gândeau și nu mai erau cum trebuie, cred că acționau și așa, să sară gardul. Pentru că zilele în căminele groazei deveneau din ce în ce mai insuportabile, mulți dintre pacienți începuseră să-și facă rău singuri, mulți dintre ei au început să-și mănânce hainele de foame, își mâncau nasturii și mărgelele aplicate pe haine. Am văzut o înregistrare cu un bătrân care era lipit de poarta azilului și întindea mâna către o fetiță care se plimba pe stradă cu bunica și îi cerea, nu știu, probabil ceva de mâncare. Adică era ceva la ordinea zilei ca bătrânii din locurile astea să cerșească de mâncare la poartă, însă oamenii credeau că fac asta pentru că, na, sunt bătrâni, senili, bolnavi, nu pentru că sunt literalmente lipsiți de mâncare și chiar le e foame. Și chiar există chestia asta, cel puțin la bătrânii care suferă de demență, eu l-am pe bunicul meu. E posibil să nu-și amintească dacă au mâncat sau să creadă că au mâncat deja și să nu mai mănânce. Deci, cumva era o chestie plauzibilă pe care o credeau oamenii de pe stradă. Mă rog, e și greu să-ți imaginezi că înăuntru se întâmplau ororile astea. Aceeași fostă angajată spune așa: ne cereau și nouă mâncare în plus, fructele erau tăiate în patru, deși trebuia să fie un măr pentru o singură persoană. Le aduceam și de acasă, și fructe, și biscuiți, și le mai dădeam pe ascuns. Asta spune despre ea, că le mai dădeam mâncare pe ascuns. Întrebată de un reporter de ploșnițe, știți, că am auzit și asta, că ar fi fost foarte multe ploșnițe, dumneavoastră ați văzut așa ceva? Femeia a răspuns, dar ce ne-am luptat? Adică dacă voiai să stai jos pe scaun, n-aveai nicio șansă, că erau pe tine pur și simplu. Și potrivit rechizitorului întocmit de DICOT, chestia asta cu ploșnițele chiar era o problemă gravă la toate cele trei centre. Erau infestate inclusiv așternuturile de pe paturi și îmbrăcămintea bolnavilor. Insectele astea se hrănesc cu sânge prin înțeparea repetată și citez, creând o stare de disconfort permanentă beneficiarilor și fiind de natură să acutizeze patologiile preexistente ale acestora. Și soluția pe care au găsit-o angajații centrelor, în loc să curețe centrele, au început să stropească bolnavii cu insecticide care sunt toxice pentru oameni, ca să-i scape de ploșnițe și păduchi. Și știu ce vă întrebați acum, păi și nu îi controla nimeni pe oamenii ăștia? Și o să vă citesc ce a zis aceeași fostă angajată despre controle. Controlele erau întotdeauna anunțate, șefii erau sunați și dânsii la rândul lor sunau pe cine era atunci în ziua respectivă de serviciu. Nu urcau, adică nu aveau nicio treabă cu bătrânii, mergeau la șeful acolo, la el în birou și atât, și toată treaba asta nu dura foarte mult, câteva minute să zic. Încă ceva interesant e că centrul Sfântul Gabriel cel Viteaz nu era conectat la rețeaua de canalizare a orașului și unde se duceau apele menajere uzate și deșeurile rezidenților. Ei bine, erau transportate în niște găleți de către bolnavii care erau cât de cât apti să facă anumite treburi și aruncate în stradă. Altă neregulă la Sfântul Gabriel cel Viteaz e că centrul nu era autorizat să gătească în cadrul incintei și teoretic în acte spunea că mâncarea pacienților și rezidenților provine de la o firmă de catering cu care lucrează azilul, dar nu, era o doamnă care îi îngrijea și le făcea ciorba aia plină de ardei iute ca să râdă după de ei când se chinuie la baie.
Potrivit referatului de arestare, Ticot s-a sesizat din oficiu și a deschis dosarul de pe 22 februarie, la o lună distanță după ancheta jurnaliștilor, și începând cu luna martie, anchetatorii au început să intercepteze și să înregistreze convorbiri telefonice dintre angajații centrelor și, mai mult, procurorii au introdus în centru și un investigator sub acoperire venit în centre cu rol de infirmier. Tot din stenogramele publicate de Dicot reiese că rezidenții erau bătuți de către angajați, ceea ce știm deja, dar nu numai asta, li se furau și orice haine, mâncare, lucruri, bani primeau de la rude din exterior. Cum am zis și mai devreme, au fost aduse la audieri 26 de persoane în calitate de suspecți, sub acuzațiile de grup infracțional organizat, trafic de persoane, fals în declarații, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale și de lapidare, și prejudiciul total a fost estimat de către procurori ca fiind în valoare de 5,2 milioane de lei. Și odată ce au pătruns, cei de la DIICOT în centre au fost chemate imediat și zeci de ambulanțe, pentru că nici anchetatorii, dar nici medicii nu mai văzuseră oameni în halul ăla. Nu știu cum să zic altfel. Oameni ajunși în halul ăla. Cadrele medicale au spus că nu au văzut în viața lor cazuri mai grave de înfometare și de neglijență, că bătrânii erau plini de răni, leziuni infestate, cu puroi, ceva ce nu și-au imaginat vreodată că o să le fie dat să vadă. Și un medic care s-a ocupat de oamenii ăștia a asemănat cazul lor cu cazul persoanelor din lagărele naziste de exterminare. Vă citesc ce a zis un medic din cadrul Spitalului de Urgență Dimitrie Gerota. Când au sosit la noi, am rămas șocați de starea precară în care se aflau, ca și cum ar fi fost închiși și uitați într-un container, deshidratați, slabi și extrem de murdari. Investigațiile medicale au depistat în două cazuri obiecte străine în stomac, nasturi și mărgele, probabil că de foame și-au mâncat hainele, când le-am dat parizeri cu pâine, s-au repezit și au mâncat, ca și cum ar fi fost prima masă din viața lor. Și odată ce a izbucnit scandalul ăsta, au fost luate la controlat și puricat, începând cu data de 10 iulie, peste 5.000 de astfel de centre din toată țara. Toată situația asta a deschis un fel de cutia Pandorei în ceea ce privește felul în care sunt tratați oamenii ăștia care chiar au nevoie de îngrijiri speciale. Și tot un astfel de cămin, care cred că se știa cu nereguli, când a aflat că urmează să se facă controle, a luat 11 bătrâni și i-a ascuns într-o casă în construcții în tunari. Cele 11 persoane vârstnice cu dizabilități și vulnerabile au fost găsite de către polițiști, împreună cu o altă persoană care probabil îi supraveghea, îi îngrijea, în casa în construcții în care au fost ascunși. Este vorba despre Căminul Sfântul Dumitru din Pipera și vă citesc ce scrie pe site-ul lor. Suntem un azil privat destinat atât îngrijirii persoanelor în vârstă, cât și a bolnavilor de Alzheimer, Parkinson și alte afecțiuni, oferind servicii de asistență permanentă, post-spitalizare și tratament. Anchetatorii urmează să stabilească de ce au fost mai exact cei 11 oameni scoși din cămin fix în ziua în care au început controalele în județul Ilfov. Am văzut că în anchetă e luată în calcul ipoteza că proprietarii căminului de bătrâni aveau cazate mai multe persoane decât capacitatea azilului pentru care aveau autorizație și se temeau că vor fi descoperiți la controlele care au început. Așa că soluția a fost să ia bătrânii ăia, care era un plus, și să-i ducă într-o casă, tot vine să zic abandonată, într-o casă în construcții. Am văzut că presa, în general, a tot încercat să vorbească cu localnicii din voluntari, oamenii care stăteau în jurul acestor cămine și să obțină, nu știu, orice informație de la ei, dar au descris că e o tăcere apăsătoare printre toți. Oamenii nu sunt dispuși să vorbească deschis despre chestia asta și nici nu sunt de acord să li se publice numele, dacă dau totuși niște informații. Ceea ce a făcut presa să lanseze teoria conform căreia toată lumea știa ce se întâmplă, dar nimeni nu vrea să se bage. Am văzut că o femeie care chiar a vorbit cu reporteri a fost o anumită doamnă Rodica, o vecină a unuia dintre azile. Ea spunea că i-a ajutat pe bolnavi cu ce putea, le strecura mâncare prin gard. Citez, știau când vin și de unde vin și mă așteptau la gard, cu
Conducerea nu le dădea voie să ia mâncare, îi alerga, țipa la ei, mai ales bucătăreasa aia. Doamna Rodica e de părere că nu prea aveai cum să nu știi ce se întâmpla în centrele astea, așa cum declară acum primarul Pandele și soția lui Gabriela Firea. Vă citesc ce a zis doamna. Toată lumea știe ce se întâmplă, Pandele cu Firea stau imediat aici după colț, de la pădure, prima stradă pe stânga. Nu-mi spuneți mie că nu știau, mai ales, susține doamna, că proprietarul e prieten la cataramă cu ei. Ajungem imediat și la prieteniile astea. Femeia a mai zis că speră că cei care au chinuit pe oamenii ăștia vulnerabili pe care îi tot vedea ea la gard să fie pedepsiți. Erau atât de slabi, de nu vă imaginați, plângeai lângă ei când erau la poartă și începeau să zică dă și mie un covrig că nu mai pot de foame, ți se rupea sufletul când îi vedeai. Au mers reporteri de la Europa Liberă să vorbească cu oricine de la primăria din voluntari despre ce se întâmplă, dar au zis că n-a vrut nimeni să vorbească cu ei. Ministrul Muncii, în schimb, Simona Bucura Oprescu, a zis că, citez, a tăiat în carne vie după scandalul a zilelor groazei și a anunțat că până pe 31 august va veni cu o nouă lege a asistenței sociale. Vă citesc exact ce a zis doamna Bucura Oprescu. Am tăiat în carne vie și acolo unde vom găsi nereguli vom continua să facem lucrul acesta, dar având foarte mare grijă, 1. Ca de fiecare dată să punem interesul persoanei, și mă refer la beneficiar, la vârstnici, înainte, și 2. Reforma reală vine din altă parte. Vine din faptul că, la solicitarea premierului Ciolacu, până la 31 august vom veni cu o nouă lege a asistenței sociale, care își propune să vină cu noi standarde, care își propune ca atât acreditarea cât și licențierea să nu poată fi făcută decât cu vizite în teren, cu vizite la fața locului. Cumva insinuează că vor să fie mult mai stricți când e vorba de deschiderea unui astfel de centru. Întrebată dacă vor mai urma demiteri la ANEPIS, adică la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, femeia a spus că da, au fost o grămadă de demiteri și dacă va mai fi cazul, vor mai fi demiși în continuare oameni găsiți responsabili. Adică oameni care trebuiau să efectueze niște controle și ori n-au făcut-o, ori au închis ochii, ceva undeva n-a funcționat cum trebuie. Vă citesc tot din doamna Bucura Oprescu. Evaluăm exact fiecare situație și în funcție de rezultatele pe care le avem. Suntem intransigenți cu cei care au folosit nevoia oamenilor, nevoile oamenilor, pentru a se îmbogăți. Acum, haideți să vorbim puțin despre persoanele publice implicate în scandalul ăsta, pentru că sunt sigură că ați auzit la știri că Gabriela Firea e mastermind-ul în spatele a tot ce s-a întâmplat, că și soțul ei ar fi de vină. Începem cu Gabriela Firea, care pe 6 iulie a declarat, în contextul în care mai mulți apropiați de ei au fost implicați în anchetă, a declarat următoarele, că se încearcă intimidarea sa, compromiterea imaginii sale publice și scoaterea ei din viața politică. A mai susținut că nici Ligia Gheorghe, cu care este prietenă, și nici sora ei, Nelavica Andrieș, nu au nicio legătură cu ce s-a întâmplat cu azilele. Despre sora Gabrielei Firea, Nelavica Andrieș, mi se pare important de menționat că ea conducea asistența socială locală din voluntari în perioada în care abuzurile aveau loc. A lucrat inițial ca inspector și după a fost promovată ca șef al aceluiași serviciu. Și Direcția de Asigurări Sociale Voluntari se află în subordinea primăriei voluntari, unde primar este Florentin Pandele, cumnatul Nelei, soțul Gabrielei Firea. De ce e lumea atât de revoltată cu privire la sora Gabrielei Firea? Este pentru că intra în atribuțiile ei de serviciu să controleze furnizorii privați de servicii sociale, cum era Asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz, spre exemplu. Am ajuns la Ligia Gheorghe, prietenă bună cu Gabriela Firea, care era vicepreședinta Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz, adică asociația care era responsabilă de 2 dintre cele 3 azile ale groazei. Această Ligia și Gabriela Firea se cunosc de mult timp, aparent i-a și fost producător la anumite emisiuni în trecut, a și fost consilierul ei la primărie. Și pe 7 iulie, la 3 zile după perchezițiile DICOT, Ligia Gheorghe a cerut suspendarea sa din funcția de consilier al Gabrielei Firea pentru a nu afecta imaginea ministrului.
După Gabriela Firea a ieșit și a făcut o declarație publică în care a spus că Ligia n-ar avea nicio legătură cu cazul și că, deși apărea ca salariată în cadrul acestei asociații, și-a dat demisia la scurt timp după ce a fost înființată și de asta nu ar fi avut cum să știe ce se întâmpla în interiorul azilelor. Reportaje ulterioare au arătat că aceasta nu a părăsit oficial asociația decât pe 26 ianuarie, adică la o zi după publicarea primei părți din ancheta ziariștilor. Și tot despre chestia asta, Gabriela Firea i-ar fi luat apărarea, zicând că nu și-a dat seama că asociația nu i-a înregistrat demisia. Am ajuns la Ștefan Godei, un nume pe care sunt sigură că l-ați auzit zilele astea pe la televizor. El era președintele asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz. Și despre acesta se vehiculează că ar fi un apropiat al familiei Gabrielei Firea și că ar fi participat la evenimente private din cadrul familiei. După ce Gabriela Firea și-a început mandatul de primar al municipiului București în 2016, Godei a fost angajat drept șofer în primăria capitalei și acolo se spune că ar fi fost chiar șoferul personal al lui Firea, deși ea neagă acest lucru. Ea susține că, într-adevăr, bărbatul a fost angajat, dar nu al ei personal, ci al primăriei. Și acest Ștefan Godei a fost ajutat foarte mult în toată treaba cu azilele de către fratele lui, Daniel Godei, și ajungem imediat la o discuție interesantă dintre ei doi. Un alt nume important în toată povestea asta este Gheorghe Pleșa. El e un membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România și despre el se vehiculează că a folosit legăturile pe care le avea cu diversi funcționari publici pentru a-i ajuta pe frații Godei să obțină în mod ilegal acreditarea și licențele de funcționare pentru două dintre azile, însă acest Gheorghe Pleșa a negat toate acuzațiile aduse. Și da, am văzut că se tot vehiculează că în spatele azilelor, cel puțin în spatele a două dintre ele, ar fi o întreagă mafie, o adunătură de oameni care sunt prieteni sau rude, care se apără unii pe alții ca să câștige bani din maltratarea unor amărâți. Și înțeleg ce vrea să spună presa. E într-adevăr interesant că președintele X e prieten cu omul Y, care era mâna dreaptă a lui Z și cumva sunt toți implicați în scandalul cu azilele. Nu arată tocmai bine, însă până nu e finalizată ancheta, nu putem să știm dacă e doar o coincidență și sunt vinovați doar cei care chiar erau responsabili de azile, iar ceilalți pur și simplu nu i-au controlat. Sau dacă într-adevăr erau cumva apărați din umbră. Cum am zis, Ștefan Godei e unul dintre cei care au fost arestați de DIICOT și imediat după au fost făcute publice informații cum că asociația condusă de el primea aproximativ 30.000 de euro pe lună de la primărie pentru a îngriji pe bătrâni. Însă nu numai că primeau bani de la stat și de la familii ca să îngrijească bătrânii, nu era suficient. Procurorii susțin că frații Godei aveau acces la cardurile bancare ale beneficiarilor și că sumele retrase erau folosite în scop personal. O să vă citesc o convorbire între cei doi frați de pe data de 19 aprilie, din care reiese fix chestia asta. Daniel Godei, pe ăștia i-a băgat. Ștefan Godei, atunci pe ăia pe care i-ai și pe ăștia care îi mai iei, pui, plătești și tu curentul la baltă și pui și la gaz. Ce-ți rămâne pui la gaz? Daniel Godei, bine. Ștefan Godei, și-ți oprești și tu să ai pentru tine. Daniel Godei, da mă da. Ștefan Godei, da? Bine, bosule. Și conform referatului de arestare întocmit de DIICOT, acest Ștefan Godei a câștigat nici mai mult, nici mai puțin de 3,7 milioane de euro din toată afacerea azilele groazei. Cu banii storși de la pacienți, aparent trăia pe picior mare, era consumator de droguri, apela frecvent la prostituate și dădea și o grămadă de bani lăutarilor care îi cântau, în seriile în care se simțea super generos, putea să lase și 25.000 de euro unui lăutar. Și a mai investit din bani și în imobiliare, în București, dar și în județul Ialomița. Și Cristina Dumitra, lidera celelalte grupări care se ocupa de Casa Cora, obișnuia să retragă bani din conturile pacienților. Pe 23 martie aceasta își sună o angajată chiar de la bancomat și vă citesc conversația. Cristina Dumitra, am scos, dar trebuia să mai aibă niște bani. Uite, îi dau interogare sold. Angajată, auzi, dar e expirat, întreb și eu ca prostul.
Cristina Dumitra, nu știu. Să o luăm, să vii cu ea la bancă? Adică n-am scos decât, mi se pare, 1800 sau 1900 de lei. Până la 3000 trebuia să-i mai intre. Pacienta despre care vorbeau să o aducă la bancă era o persoană care nu se putea deplasa decât într-un scaun cu rotile. Așa că... fun fact. Tot această Cristina Dumitra profita și de bătrânii singuri pentru a obține calitatea de tutore al lor și așa avea acces la banii lor, însă uneori și profita de momentele în care îi se da și îi punea să semneze anumite acte ca să-și transfere proprietăți sau bunuri de ale lor ei. Nici n-am cuvinte să vă explic cât de nul e un act de genul. Vă citesc o altă convorbire a ei cu o angajată de pe 10 martie, din care reiese la fel, că își imagina că poate să pună mâna pe apartamentul proprietatea unuia dintre beneficiari, adică a unuia dintre bătrâni. Cristina Dumitra. Am fost de ea, am făcut lua la buletinul că nu avea buletin, ca să dau la autoritatea tutelară. Trebuie să vină de la autoritatea tutelară ca să-i facă apartamentul și să ne dea acceptul ca să poată să vină naie, să facă poze, să-l mărităm. Femeia îi zice, Cristina Dumitra, naie cu 3 camere, 2 băi, îți dai seama că nu l-aș fi dat pentru nimic în lume, că am 2 copii. Dar nu e al tău de dat. Încă o convorbire, de data asta, între Daniel Godei și o angajată de la azil. Angajata spune așa, am uitat să zic că la Martin... și-a scos cearșaful de protecție de pe saltea, trebuie pus înapoi. Daniel Godei spune, ăla cred eu că trebuie strâns de gât mai repede. Și angajata îi răspunde cu cearșaful eventual și după râde. Vă mai citesc ceva ce a spus un martor legat de azilul Armonia și trebuie să știți că Alina și Sandu, care vor fi menționați, sunt teoretic angajați, oameni care trebuiau să se ocupe de bolnavi. Deci, martorul a zis așa. Atât Alina cât și Sandu erau agresivi cu beneficiarii. Pot relata cum Alina i-a dat o palmă lui Andrei, care furase o clătită, și aceasta l-a urmărit pe Andrei și țipa la el. Sandu umilea pacienții prin organizarea unor activități destul de violente, pe care el le considera jocuri, respectiv că îi lovea peste mâini. Andrei, la care s-a referit acest martor, e unul dintre... pacienți. Cum am zis, Ștefan și Daniel Godei au fost arestați preventiv, Cristina Dumitra, care am zis că e însărcinată, se află sub control judiciar și pe lângă ei ar exista alți cel puțin 20 de inculpați în caz. Deci cumva, fie că era Gabriela Firea și familia ei implicată în vreun fel, tot era o dita mai grupare de oameni, oameni care profitau din chinul unor bătrâni. Potrivit datelor prezentate de guvern, s-au efectuat controle în 97% din centrele, azilele din țară și în urma acestor controle s-au deschis 47 de dosare penale. 21 de astfel de centre au activitatea închisă și alte 27 au activitatea suspendată. Ce mi s-a mai părut interesant e ce a zis președintele Klaus Iohannis despre tot scandalul. A spus că e o rușine națională și a cerut autorităților ca persoanele care se fac vinovate de înfometarea, umilirea și agresarea bătrânilor să fie identificate și sancționate. El a zis că va urmări să fie luate măsuri care să, citez, taie răul de la rădăcină și a mai spus că pe lângă cei care sunt vinovați direct, adică cei care i-au supus pe bătrâni la tratamentele astea inumane, sunt vinovați și cei care au știut și totuși n-au acționat. Și cam atât pentru cazul de astăzi, cam atât se știe momentan despre furtuna asta numită Azilele Groazei. E teribil să auzi la ce mizerii au fost supuși niște oameni nevinovați, dar, într-un fel, dacă din chestia asta au început să se controleze toate centrele de genul din țară și cele unde s-au găsit nereguli au fost închise, bănuiesc că a ieșit și un lucru bun din tot scandalul. Știu că mă mai întrebați dacă nu mă încarc emoțional vorbind despre cazurile astea și răspunsul e că da, dar sunt subiecte, cum e cazul de azi, care mă ating cumva și mai tare față de altele. Nu știu, pur și simplu ating un punct mai sensibil din creierul meu. În general, chestiile cu oameni care mie îmi par neajutorați, copii, bătrâni, actually nu oameni, cu ființe care îmi par neajutorate, copii, bătrâni și animale. Și că tot v-am zis că e un subiect sensibil pentru mine, că m-a răscolit puțin toată chestia asta cu discuția despre bătrâni,
bolnav și cu nevoi. Nu știu exact unde vreau să ajung cu chestia asta. Ce vreau să vă zic e că să pierzi o persoană dragă, un bunic, o bunică, pe oricine, mai ales în fața unei mizerii de boli, cum e cancerul, nici nu pot să-i spun altfel, e ceva groaznic, e ceva pentru care nu te pregătește nimeni niciodată și oricât te-ar pregăti cineva, nu ești niciodată pregătit să vezi o persoană dragă suferind atât de mult. Și nu neapărat legat de pierderea cuiva drag, dacă cumva, nu știu, pur și simplu aveți un moment mai nasol într-o zi și videoclipurile mele sunt jumătatea aia de oră în care vă concentrați pe altceva și uitați de orice e nasol în ziua respectivă. Pentru mine înseamnă enorm să știu că pot să vă ofer, nu știu, o pauză de la orice ar fi care vă supără, vă întristează, vă deranjează. Aș vrea să rămâneți după videoclipul ăsta și cu ideea că nu sunteți singuri. Toți trecem prin chestii nasoale, e oribil să pierzi pe cineva drag, dar nu suntem singuri. Și bănuiesc și sper că timpul le vindecă pe toate. Și cum am mai zis, în toată perioada asta să fac videoclipurile astea pentru voi și după să vă citesc comentariile și să văd cât îmi apreciați munca, a fost incredibil. Și este incredibil. Am adus una din prințese ca să ne mai înveselim puțin, dar ea nu pare foarte veselă. M-a mai lovit, te rog. Protecția animalelor există, dar protecția stăpânilor? Când? Ca și cum nu te-am hrănit în fiecare zi a existenței tale. Ok. Ne vedem data viitoare! Subscribe!